Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre uliul șorecar. Șorecarul comun, denumit științific Buteo buteo, este o pasăre ce face parte din familia Accipitridae, ordinul Falconiformas. Numele de gen și specie, Buteo, este denumirea în limba latină a șorecarilor în general, făcând referire la hrana preponderentă a acestora, în special mamiferele de talie mică cum ar fi șoarecii. Specia are o distribuție largă, în special în Europa, din zona Mediteranei până în Scandinavia. În est, cuibărește în zonele centrale ale Asiei până în Mongolia. În România, specia cuibărește pe o arie largă, din delta și lunga Dunării, până în zonele montane înalte. Este o specie în general sedentară sau parțial migratoare în România. Exemplarele din regiunile nordice coboară în număr mare spre sud, iarna, poposind și la noi în țară. Este foarte răspândită, fiind prezentă pe întreg teritoriul țării. Cuibărește în zone forestiere, în special păduri, dar și plantații cu suprafețe forestiere mai mari, pajiști, pășuni sau terenuri agricole. În România este prevăzută și subspecia șorecarul de stepă cu denumirea științifică Buteo buteo vulpinus. Șorecarul comun este cunoscut și sub denumirile populare de uliu, gaie șorecar sau uliu șorecar, și are adesea un strigăt prelung, înspăimântător, dar pe care îl folosește de cele mai multe ori în perioadele de reproducere. Această pasăre se pare că este cea mai răspândită pasăre răpitoare de pe tot continentul european. Totalul populației care cuibărește în Europa este cuprins între 700.000 și 1.200.000 de perechi, iar populația totală a speciei este aproape de 4 milioane de indivizi. Populația din România este estimată între 28.000 și 34.000 de perechi care cuibăresc, cifre care sunt însă într-o continuă scădere, dat fiind că habitatul lor este diminuat pe zi ce trece prin tăierea copacilor și defrișarea de păduri întregi. Este o pasăre răpitoare de talie medie, cu lungimi cuprinse între 46 și 58 de centimetri, masa corporală având o medie de 1 kg la femele și 780 de grame la masculi. Au o anvergură a aripilor de aproximativ 130 de centimetri. Dimensiunea femelelor este ușor mai mare. Coloritul variază mult în funcție de zonă, dar cel mai frecvent este brun închis cu pete albe, mai dese pe zona gâtului și a pieptului. Este o pasăre de pradă diurnă și văzută de obicei cum stă la pândă pe stâlpi sau cum planează în cercuri. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 3 ani. Masculii au un ritual de curtare spectaculos. Urcă tot mai sus în zbor, iar apoi coboară în picaj și se rostogolesc pentru a capta atenția femelei. Cuibul este solid, din bețe, construit la bifurcarea a două crengi solide de copac. Se împerechează pe viață. Din luna martie până în mai, începe clocitul la 2 sau 4 ouă pentru o perioadă de 33-38 de zile. Puii pot zbura după 50-60 de zile de la eclozare, dar mai stau cu părinții pentru încă 6 săptămâni. Scot un singur rând de pui pe an. Se hrănește cu animale mici, șoarici, popândăi, însă mănâncă cu ușurință și fazani, iepuri, șerpi, șopârle sau chiar râme sau insecte. Aspectul fizic al unei păsări din această specie creează senzația de putere și de măiestrie, are capul mare, este solid în totalitate, aripile sale sunt late și gâtul este scurt, iar în terminația corpului are o coadă de lungime medie. Picioarele sunt de culoare galbenă, iar pe coadă se pot observa câteodată niște dungi transversale. Șorecarul comun este o specie ocrotită prin lege, atât în România cât și în alte locuri, iar distrugerea exemplarelor fie că se face prin împușcare, fie că se face prin ținere în captivitate sau prin prindere cu ajutorul unor capcane, este pedepsită de legile în vigoare. Au o durată de viață în sălbăticie de aproximativ 8 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!